Eu sunt Gabi de la Fairy Games TV și în episodul de azi vreau să vă prezint câteva lucruri care nu-mi plac la BMW seria 6. Pe cât e de frumoasă culoarea asta, bineînțeles că e și culantată, are un defect. Se murdărește repede. Nu-mi place la ea că e joasă. Și vă spun imediat de ce. Eu zic că e o problemă, dar alții zic că nu. Pentru că și deoarece la drumurile din România, dacă nu ești atent, o zgâria lip. Drept dovadă, el nu este zgâriat, pentru că suntem șoferi foarte buni. Iarăși o problemă care nu-mi place la ea, că este cu volan pe dreapta. Dar în opinia mea nu-mi place. Poate că în opinia altora le place. Eu o să o bag ca problemă. Că e de Anglia și așa mai departe. Iarăși următoarea problemă la ea este că e stricăcioasă rulător. Cum ar fi și unde? Vă spun imediat. Calculatoarele de faruri. Dacă încerci să o ții cât de cât întreținută sau nu mai spălat în fiecare zi, riști să se ardă farul de aici, care costă foarte mult să repari. Deci e o problemă. Iar decapotarea se distruge foarte repede. Și bine, că și nu ar să fie o problemă că se distruge foarte repede, dar eu o să o bag la problemă pentru că costă foarte mult să o repari. Și, și din motivul ăsta nu o decapotai astăzi. Mergem în partea de spate. Din cauza vremii nefavorabile, colantul ajunge în stadiul ăsta din cauza vremii. De aceea este bine să o și întreții, să ai și unde să o bagi în garaj. La partea de spate nu-mi place la ea că n-ai loc în portbagaj. Și vă arăt imediat. Ia uite, nu prea e loc deloc. O gecuță, o sticlă și s-o umplu portbagaj. Asta e o problemă. Iarăși, încă o problemă care mulți n-au observat-o este că mașina asta când se cumpără vine direct cu 4 roți, nu are roată de rezervă. Asta e o problemă foarte gravă, că dacă riști undeva pe drum să faci pană, acolo rămâi cu ea sau dacă ești bine pe bun, doar chiar în platformă. Vin la partea de interior, în care, iarăși un lucru care mă deranjează foarte mult, nu vine cu suport de pahar. Asta trebuie să-l punem noi separat. Deci asta e o problemă. Și o asemenea mașină care încă face furori, nu trebuie să fii cine știe ce, doar trebuie să ieși pe stradă și întorci capul la oameni. Aici e o problemă. Este o foarte mare problemă spațiu. După cum se poate vedea, deci locul din stânga al șoferului, în spate nu știu ce loc poți să ai, dar nu e deloc. Asta e. Chiar acum o să-i dăm o pornire și vă mai spun încă o problemă bonus. Te rog. Hai cu mine, te rog. Din cauza motorului de 4.8 pe care l-are această mașină, ești oprit foarte des de poliție. Și nu e un lucru ok. În alt ordine de idei, ăsta a fost clipul în care v-am prezentat lucruri care nu-mi plac la BMW seria 6 și până la alt clip o să vină lucruri care îmi plac la BMW seria 6. Eu am fost Ferry, pe mine mă găsiți pe Instagram la Eu sunt Ferry și până data viitoare să avem noroc!